Informații de ultimă oră obținută de colegii noștri pe surse din anchetă. Conform primelor expertizări, se pare că oasele găsite în casa lui Gheorghe Dincă ar fi umane și acestea ar aparține unei persoane de talie mică, subțire, posibil copil. Acestea se dau informațiile, urmează să se vadă dacă ADN-ul corespunde cu cel al Alexandrei. Însă da, aceste oase aparțin unei persoane, unui om de talie mică și subțire, susțin specialiștii de la Institutul Național de Medicină Legală.